Lecția măgarului bătrân. A fost odată un om care avea un măgar bătrân. Cum acesta nu mai putea purta greutăți în spinare și ar fi preferat mai degrabă să stea la umbra unui pom decât să pornească la drum, omul decise să nu-i mai dea apă și mâncare. Măgarul răbdă cât răbdă, dar îl cuprinse o sete atât de aprigă încât merse la fântână. Se aplecă el cât se aplecă, deoarece nu dădea de apă, dar nu știu cum făcu că se trezi în fântână. În fântână nici picătură de apă pentru a-și potoli setea, dar nici posibilitate de a ieși afară nu era. Speriat, bietul animal se puse pe țipat. Omul îl auzi într-un târziu și merse să vadă ce i se întâmplase. Văzându-l în fântâna secată, își spuse că e un bun prilej să o astupe și să și scape de măgar. Merse așadar după o lopată și începu să arunce pământ în fântână. Măgarul răgea în continuare speriat, căci vedea ce i se pregătește, dar omul arunca tot mai mult pământ. De la o vreme se potoli măgarul. Omul rămase surprins că nu-l mai aude și tocmai când se aplecă să vadă dacă l-acoperise cu pământ orba, numai ce măgarul sări la suprafață și o luă la goană pe câmp. Se pare că animalul cel inteligent se scuturase de pământul care cădea deasupra lui și apoi îl bătucise, călcând pe el, astfel că fântâna își micșora adâncimea, până ce reuși să ajungă la suprafață. Omul se căi și se rușină de fapta sa, dar acum era prea târziu, căci măgarul îl părăsise.